Bună dimineața! Vitamina C este cea mai puternică substanță antioxidantă din natură. Ea ne împiedică îmbătrânirea și îmbolnăvirea. Organismul nostru nu poate sintetiza vitamina C și nici rezerve nu poate face, așa că suntem obligați să o aducem din alimentație. Găsim vitamina C doar în fructe și legume. Important de știut, vitamina C este o substanță care oxidează rapid. Temperatura crescută, prezența aerului și depozitarea pe termen lung o distrug. Prin urmare, alimentația nu reușește să acopere nevoile zilnice ale organismului. Iată care sunt cele 10 semne care arată o lipsă de vitamina C. Senzație de oboseală cu lipsă de energie și tulburări de concentrare. Imunitate scăzută și îmbolnăviri repetate, nivelul de vitamina C este direct proporțional cu rezistența la boli. Lipsa de apetit este tot un semn de carență de vitamina C. Și fără poftă de mâncare se accentuează și mai tare oboseala și lipsa de energie. Apare stare de slăbiciune și chiar pierdere de greutate pe cântar. Pielea uscată trădează și ea lipsa de vitamina C, necesară hidratării și supleței tegumentului. Cicatrizare lentă și defectuoasă a rănilor, tot de vitamina C e nevoie. Pe lângă multiplele roluri în organism, vitamina C participă la absorbția fierului. Un nivel scăzut de vitamina C crește riscul de anemie și scade aportul de oxigen la nivelul tuturor celulelor. De reținut. În sezonul rece și în perioadele cu epidemii de gripă și răceală este recomandat să apelăm chiar la suplimente cu vitamina C pentru o funcționare a organismului la cote maxime.